Toamna ne bate la ușă, iar deja timișorenii se pregătesc pentru a-și umple cămara cu tot ce au nevoie. Aceștia spun că pentru proviziile pentru iarnă este musai să vină aici în piețele din Timișoara, de unde să-și cumpere legume proaspete de la producătorii locali. Vinete și roșii. Ce faceți cu ele, doamnă? Păi, pentru mâncare, pentru bulion, pentru zacuscă. Ați început deja să faceți proviziile pentru iarnă? Da, da, da. Ce ați pus în beci? Am pus bulion și vinete, am copt o tură și mai vreau să mai copt. Și toate musai cu legume de aici din piață, nu? Păi, normal, că cei de la țărane mai sănătos decât ce primim de la magazine. Și ia spuneți, doamnă, mai încercați să negociați cu producătorii, să vă mai lase înapoi? Da, 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 de ce nu? Că și pentru ei e greu că lucrează pământul și pentru noi că suntem pensionari. Și reușiți cumva să ajungeți la un consens? Da, da, da. De obicei, cât vi se lasă din preț? 50 de bani uleiul, dar la câteva kilograme se adună. Așadar, mereu veniți aici și recomandați tuturor să vină în piață. Normal, normal. Decât în magazine, normal. Timișorenii au luat cu asalt piețele pentru a-și cumpăra cele mai bune legume, pentru a-și pregăti cămara cu tot ce au nevoie pentru iarnă. Aia am pus zarzavaturi, am făcut bulion, am făcut pentru ciorbe, am făcut dulceață de smochine. Ce am mai făcut? Eu castraveți am pus din grădină. Constanța locuiește și muncește de 17 ani în Italia, dar spune că abia așteaptă să se reîntoarcă mereu la gustul bun de acasă. Marfa românească are alt gust bun. De unde veniți, doamnă? Din Italia, din Roma. De cât s-a stat în Italia? 17. Și vă era dor de gustul acesta românesc? Normal, de fiecare dată. Roșii tot cu gust. Deci spuneți că abia așteptați când vă întoarceți în țară să veniți într-o piață pentru a vă cumpăra tot ce vă poftește sufletul. Da, brânză, slănină, roșii. Tot ce e românesc este foarte bun, spuneți. Exact. Îi apreciați pe acești oameni care muncesc, care cultivă, care iată vin în piață și vând? 100%. Știu ce înseamnă să muncești din greu. Producătorii locali simt că în această perioadă cererea a crescut. Da, au cumpărat fructe, dar mai ales fructe de pădure, merișoare, cătină, afine și zmeură. Păi ca să fie pregătite 100%, trebuie să fie totul natural și bio. Zacuscă, murături, gemuri, dulcețuri, compoturi. Doamnă, am vorbit cu oamenii din piață și îmi spuneau că ei mai încearcă să negocieze cu dumneavoastră, să mai lăsați măcar 50 de bani din preț. Se întâmplă acest lucru? Faceți și dumneavoastră discounturi? Sigur, dacă se cumpără mai multe kilograme, atunci ați face și discount. Fie că urmăm rețete proprii păstrate de ani de zile cu sfințenie sau altele reinterpretate, regula primordială pentru murături perfecte este aceea ca legumele să fi crescut în pământ românesc.